Aveam în plan să filmez ceva. Mi-a venit o idee. Au, nu-mi băga gheara în gât. Literalmente. Te rog frumos. Dar avem parte de această priveliște magică. Au, mama, doare! Chestiile alea tale sunt considerate arme în anumite situații, deci nu le folosi pe mine. Da, Jimini este la ora de drăgălit și de iubit. Și de a fi băiat scump, care de obicei nu e. Dar lecția de astăzi se referă la sfaturi, nu la Jimini. Și o chestie pe care i-am zis-o recent unei prietene, și anume că sfaturile sunt opționale, a lăsat-o puțin așa, șocată. Adică cum? Pentru că este o chestie pe care și eu am realizat-o relativ târziu, recent în viață, și anume că, da, sfaturile sunt opționale. Am realizat toată treaba asta în momentul în care am scăpat de tot people-pleasing-ul ăsta și de obsesia asta de a le face tuturor pe plac și de a mă face plăcută și de a încerca să îi fac pe tot să mă iubească și să... Așa, și mi-am dat seama că sfaturile sunt opționale. În ce sens? În sensul în care, dacă primesc un sfat și eu nu sunt de acord cu el sau nu mi se pare că mi se potrivește, îl iau ca atare. Pur și simplu un sfat, cu precădere bine intenționat și atât. Mulțumesc pentru el și trec peste. Și persoana care mi-a dat sfatul respectiv nu trebuie să se supere că nu am aplicat ceea ce prevedea sfatul respectiv. Înțelegeți? Dar cheia esențială, care mie mi-a luat puțin mai multă muncă, a fost să-mi dau seama că este valabil și invers. Adică este echivalent și invers. În momentul în care eu dau sfaturi cuiva, este perfect ok dacă omul respectiv nu respectă sfatul ăla sau nu îl ia în considerare. Eu am încercat să-l ajut, pentru că eu în general când dau sfaturi încerc să ajut un om, adică nu dau sfaturi cu intenții rele, dacă iese ceva rău din ele, asta este, nu a fost intenția mea inițială, dar dacă eu dau un sfat și omul ăla, chiar dacă eu am cele mai bune intenții din lumea asta, nu vrea să-l urmeze sau nu vrea să-l asculte, e problema lui. Nu este problema mea. Și nu trebuie să mă supăr pentru treaba asta și nu trebuie să mă simt ofensată, afectată în vreun fel că nu mi-a ascultat sfatul. Asta este o chestie vitală care mie una mi-a adus foarte, foarte multă liniște. Acum te mângâi, dar era un țânțar care mă chinuia. Hai, bagă-te înapoi aici. Așa, este o chestie vitală care mie mi-a adus foarte multă liniște pentru că eram foarte deranjată de faptul că uite-mă că eu le dau sfaturi oamenilor și îmi pun sufletul pe tavă și încerc să le rezolv problemele și încerc să caut soluții pentru ei și îmi zbat mințile și creierii și toate cele pentru ei și ei nici nu mă bagă în seamă. Gata? Te-ai plictisit? Nu, bine. Așa, și ei nici nu mă bagă în seamă. Și când mi s-a întâmplat momentul ăla de aha, stai așa că nu e așa, mi-am dat seama că de fapt... Păi, nu, ok, eu am intenții bune, îi dau omului sfatul respectiv, dar poate el nu-l vede așa, sau poate nu-l interpretează așa, sau poate nu-i se pare că e bun sfatul meu, sau am o muscă, sau orice altceva. Prin urmare, nu trebuie să mă supăr și nu trebuie să mă simt ofensată, pentru că datoria mea, ca să spunem așa, a fost îndeplinită, adică eu am dat sfatul respectiv cu bune intenții și atât. Și ne oprim aici. Și cred că asta e o chestie pe care iarăși ar trebui să o învețe mai multă lume, pentru că asta a eliberat foarte mult din tensiunea asta dintre oameni. Fiindcă majoritatea merg pe premisa că dacă ți-am dat un sfat, tu trebuie să faci cum ți-am zis eu. Adică sfatul în sine, ca definiție în Dex, dacă îl iei, este o vorbă ajutătoare, un cuvânt ajutător, ceva. Pe când oamenii interpretează sfatul ca pe un lucru imperativ pe care omul respectiv să-l facă dacă l-a zis. Și cred că dacă ne-am scoate puțin din minte ideea asta de imperativitate, de obligativitate, ne-ar fi un pic mai bine și ne-am înțelege mai bine și ne-am mai pune de bețe în roate și ne-am mai supăra și ne-am mai frustra că oamenii nu acționează conform voințelor noastre.
Da. Cu asta am vrut să vă las. Spuneți-mi și mie dacă sunteți de acord cu treaba asta sau nu și ce alte lecții legate de sfaturi ați mai învățat voi de-a lungul timpului.